Salut, tare nu a am regăsit la un nou episod din Maps from Subs într-un lobby foarte, foarte, foarte drăguț. Chiar îmi place design-ul. Hmm, poate mă inspir de aici. Hmm. nu e rău. Uh, un lobby drăguț făcut de un abonat. Hai să vedem exact eu. Păi și eu care sunt regulile și care-i play-ul. Bună, eu sunt Padapol și mine ai venit la prima mea hartă de Minecraft făcută pentru cineva. Eu am 12 ani și m-am chinuit 10 zile să fac harta, sper să nu fie buguri și sper să-ți placă. Sper și eu aceleași lucruri, mulțumesc frumos pentru hartă și băiatul mi-a trimis harta pe 20 decembrie, deci sper că nu se supără că eu joc acum. Tu? <coughs> Nimic? Aba da. Adventure mode, nutrișa, creativ la nevoie, distrează-te, reguli pentru abonați, dați like, nu dați cu hate și abonați-vă, hai cu 1000 capa! O mie capa, ohoho. Oh. Bun, deci nutrișa creativ la nevoie, Adventure Mode. Hai să ne asigurăm că suntem în Adventure Mode. Deși cred că eram oricum că nu puteam să spark. Și hai să dăm play. Ok, și începem cu un parcur interesant. Seamănă foarte mult cu... Oh. Hai că am început bine. Hmm. Sper că îmi dă spawn point. O, oh, ce bine. Time, time's up pentru... Nu mai știu cum îl chema pe băiatul ăsta. Papa Dopol. Pentru că de multe ori spawn point-ul... Aici trebuia să-mi iau spawn point, cred că da. U, uh, și o săritură complicată. Respect padapol. Dar de ce nu... Hai să-mi dau eu, nu știu. Hai să vedem, poate, poate merge. Ia, merge. Dacă nu o să-mi dau eu, că acolo cred că trebuia să fie spawn point. Ia. Da, uite, merge. Bravo, padapol. Bravo ție. Că știți că v-am zis eu că la înainte de săriturile complicate să puneți un spawn point. Uite că băiatul m-a ascultat încă un time up pentru el. Vreau să văd time up în comentarii pentru băiatul nostru Padapol, dar trebuie să-mi iau avânt la săritura asta, că e săritura de trei blocuri cu una mai sus. Și e așa mai dificilă. Hai. Hai încet Așa. Hop. Bun. Și aici. Super. Hai că mi-a plăcut parcurul. Ia. Camera de bătaie oare? Dar de ce nu arată niciun semn pe astea? Să știu ce, eu ce trebuie să apăs. A, e de dropper. Știu că nu ai primit de dropper, așa că ți-am făcut eu unul. Nu e greu, eu am reușit din prima, deci e imposibil. Deci e... E imposibil. Dacă nu reușești, poți strisa, by the way. Deci e imposibil. Ok, deci... A, hai că am înțeles așa. Trebuie să, trebuie să, pierd că am aterizat greșit. Deci el a reușit din prima, deci e imposibil, ați înțeles? Cred că a greșit un pic. A, iar am căzut pe aia. Of, stai că nu se pune, nu se pune. Dar n-am cum să mor. Ok. Hai că mă duc în sus. Nu așa. Vreau să merg în sus să mor, că nu, nu se pune. Așa că trebuia să, să nu cad pe alea. Plus că nu e foarte greu de dropper numai că trebuie să văd pe unde să mă arunc. Cred că, cred că pe aici... Ia să... A, de ce tot pic pe aia? Se pune băieți? Nu știu. Băieți și fete. Of, oh, dar cum fac să trec? Deci doar la prima am problemă, că nu pot să trec de ea. Adventure mode, așa. Deci nu pot să trec de asta fără să mă lovesc. De ce nu pot? Uite, pe aici. Așa. Hai. Yes. Super. Hai că am reușit. Uh, și ăsta e butonul. Bun. A, uh, oh. ah, Elitra. Ia. Elitra. Unde e Elitra? Hmm? Elitra ceva? Cred că aici trebuia să-mi dea o Elitra. Este uh, e așa, spectator. Ia să vedem, uite, are un command block. Ce zice command blocul acesta? Spawn, deci să am dă spawn point. Ok, dar nu-mi dă nicio elitra, done. Ok, deci mi-a dat spawn point. Dar pe de altă parte nu mi-a dat elitra. Cred că a uitat băiatul de partea asta. Nu face nimica, o să... Dacă... Nu, dai înapoi în creative, o să-mi o iau eu. Nu face nimica. Și abonez ca asta trebuie să fac, adică... N-am cum să ajung acolo altfel. Bun. Dar, până acum, harta îmi place foarte mult. Hai să mergem. Zdrang. Încet, 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 încet. U, și aici ce fac? Dacă m-am prins? A, și nu trebuia să mă prind aici? A, era capcană? Că nu pot să trec prin asta. A, ce țeapă mi-am luat. Acum mă durează un 4 lion de ani până ies din asta. Ok, ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar se pune. Nu, 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 nu. Păi și nu am și eu o artifică. Se pune, am trecut prin ăla. Cred că treia, să-mi fi lua și o artific, artifoce. Mă rog, se pune, nu mă interesează. Hai mai departe. Deci, aici, a, era pur și simplu să mă arunc aici. Și cred că puteam să intru. Am, am crezut că e ceva mai special pe acolo, dar vă, că nu era. Care e din astea? Oricare bănuiesc. Ia avem, tir cu arcul. Mm. Nici nu-mi dau seama ce e acolo. Am două crafting table -uri. Ok. Nu face nimica. Uh, ce avem aici? Avem... A, ah, ai terminat harta. două o notă hărții, mai vrei hărți de la mine? Sper că ți-a plăcut. A, ah, uite că... A, ah, lol. Game mode spect... Scria pe toate butoanele? Așa nu scria, nu? Ia. Yeah. A, ah, uite, pe asta nu scrie, dar aici spune Game mode spectator surpriză, ia. Yeah. Uuu, uh, artificii. He, he, cât de drăguț. Super foarte drăguț. Hai să dăm și Game mode Spectator. Dragilor, mulțumesc mult pentru vizionare și a, a ce m-a întrebat băiatul despre nota hărții. O să dau, o să dau un 10 hărții. Chiar mi-a plăcut singurul, hai să zicem, un, sau cred că a fost un mini bug, că nu mi-a dat elitra aici. Nu știu dacă e o elitra pe aici ascunsă și n-am văzut-o eu. Cred că asta ar fi singurul bug. O să dau un 10. Chiar a fost foarte bună harta, n-a avut probleme, a mers ca lumea, spawn point-ul a mers ca lumea, ceea ce mă bucură foarte mult. Deci, dragilor, noi o să ne vedem data viitoare cu un nou episod și a, ah, am uitat să răspund dacă mai vreau hărți de la tine. Da, desigur, mi-a plăcut harta. Bun. Data viitoare, numai bine și Dragon cu Aripi vă salută.